comun. Doresc să afli cum trăiesc cei mulți. Așa, într-o zi, și-a pus căciulă și suma să rănesc. A luat două putin cu lapte acru și s-a dus în târg la galați. De fapt, auzise măria sa că un negustor nu folosea o caua cea mare, așa cum hotărâse o lege din acea vreme. Și era vrut să vadă, dar chiar așa este. Așa că țăranul Cuza a căutat să vândă laptele unui negustor despre care se spunea că nu era tocmai cinstit și că folosea o caua cea mică, iar nimeni nu putea să-l prindă cu înșelăciunea. Jupâne, negustor, nu ți-au bani. Vreau să-ți dau 6 ocale de lapte, iar dumneata să-mi dai o cale de 1 de lemn. Bine! 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 24 de ocale de lapte. O să-ți dau 4 ocale de 1 de lemn. Să mă surprind cu aceeași ocale? Nu se poate. Nu vezi că este plină cu lapte? Îți măsor cu asta. Păi, ocaua asta e mică. Ce știi tu despre oca, nepricopsitule? Ocaua e oca și gata. Ei, negustorule, mai zici și acum că nu te-am prins cu ocaua mică? Iertare, măria ta, nu mai zic. Iertare, iertare. O să-ți leg de gât cele două ocale și ai să mergi prin sat să afle lumea că înșel cumpărătorii. Să ridici pe rând ocalele și să spui cu care vei vinde și cu care nu vei mai vinde de acum încolo. Ca să se facă om cinstit. Aceasta a fost de tatăl Cuza.